Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost chemat la DNA în această dimineață. Fostul edil are calitatea de suspect într-un dosar privind un duplex ridicat ilegal în cartierul Fratelia. Procurorii anticorupție au fost sesizați în 2018 de către cei doi timișoreni pentru o construcție ilegală cu 8 apartamente. Nu pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ați intrat pe acolo. De ce ați venit la DNA? Nu știu, să vedem. Așa s-a prezentat fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori în calitate de suspect într-un dosar care privește emiterea ilegală a unei autorizații de construire. Nu v-au spus de ce v-au chemat? O să vedem, aveți dreptate. Aveți ceva să vă reproșați în legătură cu proiectul învelopării blocurilor? Absolut nimic. A fost totul legal? Eu așa știu că totul legal. Ce-am făcut alții nu pot eu să vă spun. Ce-am făcut eu? Documentele care le-ați prezentat la autoritatea de management au fost toate legale? Au fost falsificate documente în primăria Timișoara? Doamne ferește de așa ceva! Alături de Nicolae Robu, alți 4 subordonați ai săi, dar și un arhitect, au calitatea de suspecți. Eu personal n-am făcut nicio greșeală și am încredere în colegi și cred că nici ei nu au făcut. Dar asta se va vedea. Eu știu ce am făcut. Concret, procurorii anticorupție au fost sesizați încă din 2018 de un timișorean, care a semnalat că lângă casa lui se construiește o clădire tip duplex, dar care s-a transformat treptat într-o clădire cu 8 apartamente. Timișoreanul a semnalat în zadar municipalității neregula. Nemulțumit că primăria condusă pe atunci de Nicolae Robu nu a luat măsuri, localnicul a mers în instanță și a obținut definitiv anularea autorizației de construire. Ulterior a fost sesizată și DNA Timișoara.